Viața în România este tot mai costisitoare, iar oamenii sunt revoltați și speriați de această situație. Ne confruntăm cu cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani, iar deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, cunoscut drept un politician apropiat de cetățeni, a criticat în termeni duri atitudinea actualului guvern față de cetățenii români. În timp ce valul 4 al pandemiei de COVID-19 este subiectul principal pentru autoritățile guvernamentale, românii se tem că vor ajunge cât mai curând în pragul sărăciei. Facturile la gaz și la energie electrică au devenit o povară pentru români, iar aceștia se tem că situația se va înrăutăți în sezonul rece. Este teamă de facturile care vor veni? Sigur că da. Păi rămânem datori atunci. Dacă... Doamne ferește să nu ne taie lumina. Este teamă de facturile de curent care vor urma? Foarte mult, foarte mult. 14 milioane care are soțul, pensie. Cum să ne descurcăm, da? Dacă așa vrea, ai mari, așa e, bine că au ei. Foarte greu, mi-a venit 5 milioane, uite, o femeie văduvă. Atât mi-a venit, 5 milioane, 12 mii. Foarte greu, n-am dat niciodată banii ăștia așa de mult. Da. Dăm jumate pensia, că am 1 milioane, încă sunt mai mult de jumate. Am 1 milioane pensie. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, cunoscut drept un politician apropiat de cetățeni, a criticat în termeni duri susținerea pe care actualul guvern oferă băieților deștepți din energie și a declarat că Partidul Social Democrat va face tot ce este necesar ca România să nu ajungă o țară de consumatori vulnerabili. Măsurile luate ieri de actualul guvern, în discuție în ședință de guvern, sunt total în dezavantajul populației. Și vă spun asta pentru că am găsit de cuvință ca, în loc să plafoneze prețul la energie, spre exemplu, au găsit de cuvință să dea din banii de la buget factura fiecărui cetățean care se află în dificultate de plată. Mă refer la acea categorie de consumator vulnerabil. Bun. Ce înseamnă asta? Că, de fapt, pușculița celor care se înfruptă din toată această mândrie, și nu mă feresc de cuvinte, făcută la nivel guvernamental, în colaborare sau strânsă legătură cu firmele care căpușează energia românească de 30 de ani încoace, practic, ei nu pierd nimic. Practic, nu se schimbă sursa banilor. Iar, indirect, tot populația suferă pentru că deficitul bugetar crește, ca urmare acestor subvenții, iar pe de altă parte, inflația la rândul ei. Lucru care cu siguranță știți foarte bine că se reflectă în buzunarul fiecărui cetățean. Și al meu, și al dumneavoastră, și al tuturor celor care probabil în urmăresc. Efectul scumpirii gazelor la energie și combustibil atrag în lanț inevitabil și creșterea prețurilor celorlalte produse de larg consum. Dacă România va deveni o țară de asistați sau de consumatori vulnerabili, în ritmul care, galopant, în care prețurile energiei cresc, corroborat, așa cum spunea și pe lumea domnul Chirilă, cu faptul că pe lângă energie se scumpesc toate produsele și tot ce înseamnă servicii și așa mai departe, cu siguranță, în foarte, foarte scurt timp, vom ajunge toți niște consumatori vulnerabili. Nu va mai exista clasă de mijloc, nu va mai exista nimic, va exista doar o categorie de cetățeni poate cumva favorizată din punctul de vedere al faptului că vor munci ca să-și poată plăti facturile în beneficiu acelor băieți deștepți. Socialdemocrații vin în sprijinul românilor cu măsuri concrete pentru a opri haosul și dezastrele sociale provocate de majorarea prețurilor girată de actuala guvernare. Aceștia au propus plafonarea prețurilor la electricitate și gaze naturale, la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea 50% din scumpirea rezultată în facturile populației.